mai multe localități maramureșene au rămas fără curent electric din cauza avariilor produse pe liniile de medie și joasă tensiune. Au fost afectați consumatorii din Săpânța, Ariniș, Săbișa, Codru, Butesi și cei de pe strada Frasinului din Vișeu de Sus. De asemenea, a fost semnalat un incident în Baia Mare care a afectat distribuția de energie electrică pe Bulevardul Republicii, strada Vlad Țepeș, Alea Amurgului, strada Bucovinei, Matei Basarab și strada Gării. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare organizează între 23 și 25 ianuarie concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical de igienă și sănătate publică. Se cer studii post-liceale de profil sau, în cazul asistenților medical generaliști, curs de pregătire profesională în domeniu. Dosarele se depun până pe 16 ianuarie la serviciul RUNOS al Spitalului Județean. Din 9 ianuarie, trenul elevilor de pe relația Baia Mare-Jibou va porni mai repede pe traseu. Până luni circulă trenul 4042 cu plecare din stația Baia Mare la ora 7:30, iar din 9 ianuarie va fi înlocuit cu trenul 4044, ce va pleca din Baia Mare la ora 7:22. Acesta va circula până pe 10 iunie. Eugen Fărcășanu, șeful stației CFR Călător Baia Mare, mai anunță că trenurile locale nu au avut întârzieri mai mari de 5-10 minute.